Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul este invizibil pentru ochi, spunea Antoine de Saint-Exupéry. Obișnuiți cu realitatea fizică palpabilă, riscăm să pierdem din vedere esențialul. Întotdeauna esențialul este dincolo de cele cinci simțuri. Raportul nostru imediat cu lumea poate să ne limiteze și să ne rezume primejdios. Există lucruri, fenomene și stări care transced viața noastră aici și acum. Pentru toate acestea, e nevoie însă de alți ochi, de cei ai inimii. Când aceștia se deschid, o nouă lumină invadează sufletul, o nouă înțelegere se profilează la orizont. Ceea ce până mai ieri părea de nedeslușit, acum capătă limpezimea apei de izvor. E mare lucru să prinzi esențialul din toate lucrurile care ți se întâmplă. Dar e și mai mare lucru să te apropii cu inima deschisă de Dumnezeu care le știe pe toate. Într-o astfel de apropiere se ascunde secretul fericirii și a înțelepciunii. Să nu-l ratăm!